aproape de ora 22, echipa a murit prime și o solicitare pe strada Luntrei, în cartierul Colentina. Cineva a apelat numărul de urgență 112 și a anunțat că o femeie de 48 de ani are nevoie de ajutor. 5 minute mai târziu, ambulanța roșie ajunge la adresă. Un echipaj de prim ajutor preluase deja pacienta în mașină și acorda îngrijiri. La prima vedere, doctorul Smurd, Sebastian Găloiu, suspectează un accident vascular cerebral. În urma acestuia, se pare că femeia a rămas paralizată pe partea dreaptă a corpului. Trebuie transportată de urgență într-o unitate medicală de specialitate. Dispecerul a anunțat Spitalul Floreasca. Eu la mașina 1, pacientă este confuză cu hemifareză dreaptă, momentan stabilă hemodinamică respiratorie. Vă rog să ne comunicați spitalul în care nu. În câteva minute se ajunge în unitatea primei urgențe. Bolnava este predată imediat echipei de gardă. Viața i-a fost salvată. Acum este în siguranță. Va primi ajutor de specialitate.